Jacqueline, pentru început, aș vrea să te întreb cine te-a dus prima dată la tenis. Tata, de fapt părinții. Tata a fost cu ideea, dar aveam 4 ani și a fost ideea părinților, tata fiind un fan al sportului. Mai ții minte ce ai zis prima dată când ai pus mâna pe rachetă? Nu, era o distracție totală. Eram mai mulți copii, făceam tot felul de grupe, joculețe, antrenorul era un... și este în continuare un pedagog extraordinar și m-a făcut să-mi placă. Cum a fost pentru tine perioada junioratului? Cu urcușuri și coborâșuri, pentru că am avut foarte multe accidentări, nu atât de grave, dar tot m-au ținut pe bară câteva luni. Făceam și naveta București-Florida, stăteam, antrenam în perioada iernii la boletierii și jucam tot felul de turnee prin America. Am fost o junioară destul de bună, am fost locul 30, aveam rezultate constante bune, mă duceam la turnee la care jucam, mă duceam sferturi, semifinale, câștigam, eram constantă. Junior bun și puțin privilegiat, nu? Dacă te antrenai în Florida, pentru că dacă ne uităm așa la tenisul românesc, nu prea există finanțare, cam greu. Cât de greu e, de fapt, să faci tenis în România? Este foarte greu. Dacă nu ai, dacă nu vii dintr-o familie potentă financiar, este foarte greu. Dacă nu ai un sponsor, iar este foarte greu. Mai ales în România, unde condițiile nu sunt chiar ideale. Am fost destul de norocoasă să, în primul rând, cu părinții mei, dar au făcut extrem de multe sacrificii ca eu să pot să îmi duc visul mai departe și am fost un pic norocoasă și cu academia, cu boletierii, pentru că am văzut ce înseamnă să ai condiții și să poți să te antrenezi ca un pro, să-ți dai seama să ai contact cu jucătorii de top, pentru că eu, junioară fiind, vedeam tot felul de jucători foarte buni în perioada aceea. Maria Sharapova, Heather Watson era în urcare atunci. Dacă nu ai aceste condiții și nu poți să-ți oferi șansa asta de a progresa, e foarte greu. Când erai mică, visai vreodată, te gândeai vreodată că o să ajungi să pășești pe arena centrală de la turneele de Grand Slam? Da, da. Atunci când am hotărât că vreau să fiu o jucătoare de performanță și să fiu practic numărul 1 în lume, venea la pachet cu arenele de Grand Slam și inclusiv cu trofeele. Și acum când joci, da, în Grand Slam, ce zici? E un vis devenit realitate, dar nu este suficient. Acum nu mai urmărești arena, urmărești trofeul. Spune-mi, cine era idolul tău când erai mică? Tot timpul am spus, mie mi-a plăcut foarte mult Maria Sharapova. Teoretic am început tenisul datorită ei, tata fiind fanul ei numărul 1, se uita la toate meciurile ei. Practic eu de-aia am ajuns la tenis. După aia am început și eu să o urmăresc, dar cu timpul cât am crescut, când am crescut și mi-am dat seama un pic ce înseamnă tenisul, am început să fur de la fiecare jucătoare. Și n-am mai văzut o singură jucătoare ca idol. Am încercat să iau tot ce e mai bun de la cele mai bune. Crezi că ai ceva din ea? Nu știu. Cred că da, pentru că sunt genul de jucătoare foarte luptătoare. Nu renunță absolut deloc și știu că, adică și ea era la fel. Și jocul agresiv. Acolo ne asemănăm. Nu sunt chiar atât de serioasă. Sunt serioasă, dar în stilul meu. Care e suprafața ta preferată de joc? Hardul. Deși am crescut pe zgură, au contat foarte mult anii aceia petrecuți în boletierii, pentru că acolo jucam foarte mult pe hard, dar suprafața de hard e preferată, clar. Nu știu, ai făcut vreodată vreun calcul cu părinții câți bani au investit în tine? Nu, dar treci de milion. Treci. Cum e? E presiune să fii în top 100 mondial? Atunci când faci ceva bine, tot timpul ai presiune. Vine la pachet cu rezultatele. Dar deja pentru noi sportivii, presiunea face parte din noi. Dacă nu știi să te bucuri de ea și să o gestionezi, da, poate să fie rău. Dar în același timp, dacă ai presiune, înseamnă că ești cineva. Ai avut un 2021 foarte, foarte bun. Cel mai bun an al tău, nu? Da. A fost cel mai bun an. A fost un an plin de schimbări, odată cu venind cu antrenorul francez. Am conștientizat foarte multe și am trecut prin foarte multe în 2021, care cred că m-au maturizat și m-au făcut să-mi dau seama de fapt ce îmi lipsea ca să urc în top. E clincul ăla de care aveai nevoie, acest da. Top 100? Da. Nu neapărat acest top 100. Clicul a venit odată cu
înțelegerea mea pe partea de tenis, ce am de făcut și să gestionez mai bine lucrurile, niște schimbări în viața mea legate de disciplină, rutină, tot ce înseamnă să fiu un atlet de performanță, practic, și oamenii potriviți din jurul meu. Câtă muncă este însă în pregătirea unui meci? Câte ore stai la antrenament pe zi? După cât mental coaching, cât de mult e nevoie de astfel de antrenamente? Este o muncă titanică în spatele acestor meciuri. Sunt multe ore, poți să te duci și în 7-8 ore pe zi pentru pregătirea turneelor și, în general, când ai o perioadă de antrenament. Bine, aici depinde cum te simți, cum ești fizic, cum ești mental, dar te duci în, să zicem, un minim de 5 ore, minim. Cât de mult contează în tenisul de astăzi să ai și un mental coach? Eu vă zic sincer că vorbesc foarte mult cu antrenorul și cu părinții, nu atât de mult cu un mental coach. Am o psihologă cu care lucrez și care mi-a schimbat viața, dar îți formezi o echipă, nu e doar un singur om cu care vorbești lucrurile astea. Sunt toți oamenii cu care lucrezi, practic, cei mai apropiați oameni ai tăi, care trebuie să te înțeleagă în fiecare moment. Iar dacă tu ai liniștea asta, atunci poți să dai randament 100%. Destul de multe jucătoare în top 100 din România, cu care te înțelegi cel mai bine? Mă înțeleg bine cu toate jucătoarele, dar cred că cel mai bine cu Gabi Ruse. De ce? Am crescut împreună, am jucat aceleași turnee, am jucat foarte mult timp dublu împreună. Ne știm de când aveam 8 ani. Crezi că ai împrumutat câte ceva de la fiecare, nu știu, poate de la Simona, de la Irina, de la Monica? Clar, am crescut cu ele uitându-ne la televizor, la meciurile lor, deci clar am învățat ceva de la ele. Cât de dureroasă sau cât de grea ar fi o retragere a Simonei pentru tenisul românesc? Ar fi. Este emblema tenisului românesc, practic. E foarte greu să faci, să realizezi ce a realizat ea. Dar până la urmă e și ea om și cred că la un moment dat vine inevitabilul. Acum 5 luni, la Doha, poate cel mai cumplit moment al carierei tale? Da, a fost cel mai cumplit, dar am învățat din el, am trecut peste el, sunt în recuperare, îmi merge foarte bine, sunt 100% recuperată, acum am început antrenamentele pentru US Open, totul a decurs foarte bine, mulțumită doctorilor și echipei cu care mă recuperez. N-am cum să zic de ce mi s-a întâmplat mie, mi-am pus foarte mult timp întrebarea asta, dar așa a fost să fie, poate e o lecție prin care a trebuit să trec și o iau ca atare. Cât de greu ți-a fost să treci peste momentul accidentării? Foarte greu, pentru că a fost și prima mea operație, prima accidentare atât de serioasă, durerile sunt cumplite și stările după operație chiar nu sunt ușoare. Îți dai seama că, practic, depinzi de cineva în prima perioadă a recuperării, pentru că nu poți să te miști fără cârje, nu poți să faci prea multe lucruri. Și durerile musculare și articulare sunt altceva. Ți-a fost vreun moment frică înainte de operație? Nici măcar o secundă. Am avut încredere deplină în domnul doctor Codoreanu și de-aia am și stat să văd operația 4 ore jumate. Cât a durat operația, am fost trează. Mi-a arătat tot ce făcea acolo și mi-a explicat practic 4 ore jumate de anatomie și chiar a fost o experiență foarte bună prin care n-aș mai vrea să mai trec, dar cu care m-a învățat să văd altfel lucrurile. Citeam că ai și leșinat? Da, imediat după operație, a doua zi după operație, de la pastile, anestezie, tot corpul meu nefiind obișnuit cu așa ceva, reacțiile astea au fost, am leșinat de 4 ori în primele 5 zile. Te gândi vreodată, nu știu, că Doamne, poate e sfârșitul carierei? Nu. Nu m-am gândit nicio secundă, m-am gândit doar că o să fiu mai puternică și de 3 ori mai motivată. Te-ai întors la antrenamente, urmează direct US Open, să înțeleg, da, nu? Da, este primul turneu, pentru că atunci se fac fix 6 luni de la accidentare și atunci pot să joc din cauza faptului că mi-am înghețat clasamentul. Ai rămas în top 100, locul 61. Cum se vede tenisul din top 70? Eu în ultimul timp n-am mai avut contact cu tenisul din top 200, nu top 70. Dar am urmărit foarte mult, foarte mult toate turneele, nu în prima parte a recuperării, după aia.
dar mi-este foarte dor. Sunt pregătită și gata să depun munca pentru a mă întoarce și a reveni chiar mai sus decât eram. Ce-ți propui la US Open? Să mă duc, să mă bucur că sunt acolo, că sunt sănătoasă, pot să joc și de ce nu? Totul e deschis, totul e posibil. Mai ales în tenisul feminin, totul e posibil. Ce-ți dorești mai mult, să fii numărul mondial sau să câștigi un turneu de Grand Slam? Să câștig un turneu de Grand Slam. Pe care atunci? Australian Open. Cum te relaxezi în timpul liber? Majoritatea timpului sunt cu prietenii, cu familia, lejer, nu sunt genul de persoană care să facă nu știu ce, nu știu, lejer. Ce muzică asculti în căști înainte să intri pe teren? Hip-hop, rap. Am crescut în America. Nadal, Federer sau Djokovic? Federer. De ce? E Federer. E diferit.